mi-aduc aminte de când eram eu la medicină, era o popoloncă încăzut. Era țărancă de aia de la țară, dar cred că era fată de primarie din ceva. Și o vedea așa curitanul pe sus, stătea curitanul pe sus, dacă am chirioasă. Și se lăuda, am casă cu trei camere, și intru. Dar nu știu de ce îmi zicea nimic, cred că m-a invitat la putut. Și eu am zis, dacă ai casă cu trei camere, și după nu mă interesează, spui bine. Excelente! Și după aia am găsit alta creață, care era să-i bea de limba în gură, pe la Politehnică. Cea mai frumoasă pizdă din Politehnică. Bă, s-a schimbat timpul din viață. Ce era 1994, pula mea. Deci că vorbesc de istorie. A trecut 25 de ani de atunci. Am dus pizda la Antipa. Nu mai Antipa cum era. Deci nu mai duc nicio cu foloncă la Antipa. Am fost eu, am trecut la Antipa. Am văzut un nebun porno. Protesta. Că ăștia protestează. Vrei să fiți jupuit? Să te cu brancarna cu un carton. Vreți să fiți jupuit? Eu am zis, băi, vreau să fiu piuit. Ăla nu, că e de ăștia jupuiți aici. E chionasol, e de Rafael. Nu e capela Sixtină. E, da, ce e capela Sixtină? Ce-am intrat și la Antipa, bă? Ia zi, unde e jupuiți? Acea este atenționă de cer. Are voie copiii să vadă pui jupuite? Face nu, de trebuie. E al bilet. Și atunci de ce speriat ăla de jupuială? Păi crede că dacă bălește pula, s-a jupuit. Face păi are ce își beli. Are vrea să își beli, că nu are. Păi îl știți? Da, a fost exponat. Cine pula mea era ăla? Nu știu, omul se trage pe maimuță sau se trage cu maimuță. Fac eu, băi, eu știu pe unii care au luat sida, s-a făcut cu maimuța sus. A, nu știu. Bine că a făcut maimuța sus și nu l-a pus pe ei. Păi n-a avut nici măcar o cură. Maria Magdalena s-a făcut. O știu unde e Maria Magdalena, cred că mă duc la ea. E o bolnavă psihică. Maria Magdalena, cum te chemă fata ta, e frumoasă. Face Maria Magdalena. Mă, că wow! Ce poftă mi s-a sculat pula. La sol că era cu alta. Și a venit o asistentă medicală să mă dea afară de la Maria Magdalena, că eu vreau să-i fiu un om cu la fata. A zis, bă, hai să facem cina aceea de fraie, bă. Dar de seama că vine un bun încerc la Maria Magdalena. O fata așa. Eu sunt Iuda. Și mă, Iuda. Robi Hooda Iuda. Păcioară, Iuda. Ia uite-l pe Robi Hooda Iuda. Eu sunt Pinocchio. Buratino. Cine ești tu? Sunt Tigru de Lemn. Urâtanul Mare. Cyrano de Bergerac. Frero Jack. Frero Jack, dorme-vu. Asta ne învățăm până la școală. Ce pula mă zic acolo? Frate, Jacă. Deci era unul Jacă. Este ca și Jacă. Deci. Dorme-vu. Vrea să-l... Dar el avea pula tot timpul sculată, fraierul ăștia, că... Dar era frate cu ăla. Dar avea pula sculată.
Să mă mai culcă-te și tu. Nu, campul a sculat să vrea o geacă. Și cât a... catargu ai. Toate pânzele sus, ce pula mea? Oi, acum toate pânzele. Dă-ți pânzele după tine de te pula mea. Ce ai sub? Ce ai gâlma aia? Te știți că mă vezi? Prelogea că face, băi, eu sunt fratele lui Mihaela Nicolau Tomodel. Deci o să rogească. Păi atunci putem fi frați dacă ești prieten cu Tomodela. Păi sunt și eu Tomodel. Sunt Cătălin Botezatu. Păi atunci putează, mă bagă nici soții în cap. Nu sunt Sfântul Cătălin Ioan Botezător. Păi mamă. Și cum? Mă botez, îți bagi jos păcat și te umplu de căcai. Și ce se scrie pe fruntea mea, Cătălin Botezat? Păi acum dacă port kilos de aia, scrie pe pula mea Cătălin Botezat? Păi ce vrei să scrie pe pula mea? Fănelii Furtado, așa i-au pus ei pe recla. Eu sunt Antonio Banderas. Zici că suntem din filme. Aia e Nelly Furtado. La vida e loca. Păi și poca, trebuia să mă duc la el. Hai că mă duc acum. Bă, Nelly. Aia ce, o știi pe fina? Păi eu nu știu mă pe fina, mi-a arătat o dată, e foarte frumos, în adevăr. Nu mă înțeleg cu ea, mă îndrept. Ce mai întâmplă de astea? I-am zis acum. Face, de ce nu te de probleme de familie. Păi, wow. Nimic nou sub soare. Păi știi pe gagica mea care o iubește? Păi nu știu ce iubește tu. Iubește tu. Eu ți-am zis că o știi pe fina. Fisa face, are 23 de potolani. E cam puienilă pentru mine. Eu am 40 de potolani. Și tu tot vreo 40 de potolani. Deci ai făcut-o de vreme. Până la 18 ani ai făcut-o. Eu pula mea, dar am spârtit acum 9 ani. Până mi s-a spus la mie pula cu întârziere de 10-15 ani. Cum ești întârziat la pulă? Da, sunt întârziat. Eu sunt ca CFR-ul. Vin tot timpul cu întârziere. La noi e fix. Japonezii când a întârziat câteva secunde trânării lor, până ăla. Sayonara, sayoblana, dozodomo. Vă rog să mă scuzați, dragi călători de la CFR Japonia. 3.CFR, că e la verate române și japoneze. Vă rog să-mi scuzați că am întârziat aportarea de la televizor în locul lui Neamărin. Vă rog să-mi scuzați că... Nasol. La noi cred că o să apară un ceferist. La un moment dat o să zică... Bă, vă rog să-mi scuzați că când o să vină trenul la fix... Aolo! Iese nașul de tren, zice, bă, dragi călători, mai stați pula mea pe vagoane. De ce? A venit prea de vreme. Mai întârziat și voi ce pula mea. Deci îi se scură de la ea, prin mișcuri de poftă. Băi, păi pula mea, avem de dat examen, dar pula mea. Bă, trebuie să ne cazăm. Nu vă mai cazați. Bă, trebuie să tragem de târlii. Nu mai trageți de nimic. Stați așa, ne mișcăm. Băi, de ce? Gata, iar iau, vreau și pagă de la voi. Băi, până avem bani. Altfel nu vă lasă ieșiți. Vă țin aici să vă căcați, să vă... Dar știți atent că nici de căcat, nici de pișa nu vă lasă. Băi, aoleu, nașule, corajule, de ce nu mergi? Când staționează în gare, nu se cacă, nu se pișe nimeni. Păi stăm cu căcatul noi. Stați cu căcatul în voi.